Începând de astăzi, formatul este interzis în spațiile publice închise, cu câteva excepții. Cine nu se conformează va fi amendat, iar sancțiunile sunt destul de mari. Noi astăzi vom încerca să fumăm în locuri de joacă pentru copii, în taxiuri, în cafenele, în baruri sau în stațiile pentru mijloace de transport în comun. Haideți să vedem cine respectă, dar și cine nu respectă legea. Este ora 10 dimineața și ne oprim într-o cafenea din centrul vechi. Ne așezăm la o masă și ne scoatem o țigară, asta în timp ce comandăm o cafea lungă cu lapte. Chelnerul și managerul încearcă să ne explice că legea antifumat a intrat în vigoare și ne poftesc afară dacă vrem să fumăm. După câteva minute de discuții în care ne informează ce sancțiuni putem primi atât noi cât și proprietarii localului, ieșim pe terasă. Pe terasă l-am întâlnit poate pe cel mai nemulțumit fumător din centrul vechi. După mai multe încercări de a fuma într-un local, omul a ajuns tot pe o terasă, foc și pară din cauza acestei legi. Nu s-a stăpânit și ne-a spus toate nemulțumirile. Mă afară. M-ați scos afară? Afară. Ca pe câini. Dar aerul pe capul acelei care au avut minciucasă să facă legea. Nu e bună? Nu. De ce? Cum să e bună? Dar de ce nu vă convine? E o discriminare. Dacă, domnule, este un bar, fă o sală unde să poți fuma și fă o sală unde să nu să fumezi. Și-s de acord. Dar să mă scoată afară ca un câine. Dar nu mai puteți fuma pentru că le faceți rău și celor care nu fumează și vin cu dumneavoastră. Dar are două săli. Ce caută la care nu fumează să nu intre acolo? Dacă îi place fumul de țigară să intre acolo, dacă nu, treaba lui. După încercările din centrul vechi, ne îndreptăm într-un cartier mai puțin central. Intrăm din nou cu o țigară aprinsă, ne așezăm la masă și așteptăm. Un chelner vine și ne spune că fumatul e interzis. Ne spune că până și el a fost amendat de șeful său cu 50 de lei, pentru că și-a aprins o țigară seară cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a legii antifumat. Ne învață să ieșim dacă vrem să fumăm și refuză politicos orice bacșiș. Fumător? Da. Afară să mai afară? Da. Că s-a dat legea de ieri. De ieri s-a dat? Dumneavoastră aici nu se fumează deloc? Înăuntru nu, afară, da. Păi stăm la o cafea, scurt. Da, sigur, dar nu puteți să fumați. O țigară. Nu se poate, avem și noi ordine de la șefă și nu putem să trecem peste ordine. Fumătorul la fărbărul nostru, nu scoate afară, îmi dă bine să fumeze. Păi da, dar stăm la o țigară scurt. Că nu se nu poate, se simte, nu se poate că problema prinsă și m-am amendat 50 de lei că am fost în fum. Și m-am trebuit să-mi grădină, pe legea. Și care... dacă mi-am pus de o țigară acum? Nu pot să o dau, asta e ordine la șef, nu pot să vă las să fumați. Păi și ce se întâmplă dacă mi-am pus de o țigară? Nu se poate, o să ia și șef amendă și dumneavoastră, dacă vine un control. Dar nu vine nimeni. Ieri a trecut pe aici. Banii pe amendă. Știi? Aia 50 de lei ca să ne lași să fumăm o țigară, da? Se poate că am merge. Să voi echip pe mine. Nu am cum să vă... Astăzi am avut concert de rock. 60 de oameni. Tot afară, era foarte afară. Și au ieșit tot afară? Încercăm și la un restaurant. Intrăm din nou cu o țigară aprinsă și ne așezăm într-un separeu. În timp ce trage din țigară, chelnerița ne spune că trebuie să ieșim de urgență afară. Mai mult, ne atenționează că în caz contrar trebuie să cheme poliția. Am rămas însă doar cu avertizarea, căci minutele treceau, iar noi trăgeam din țigară în timp ce domnișoara continua să ne explice că nu avem voie să fumăm. Să strângeți țigara, vă rog, să fumeți separat. Aici la separe nu se fumează? Păi stăm, deci e separeu, e închis. E peste tot fumat, e interzis. Nu se mai fumează, nu se lasă. Că de-aia am și intrat aici. Patronul ia amendă, tocmai de-aia vă rog frumos să o strângeți sau să mergeți afară. Obligația mea este decât acum să dau un telefon și să spun că cineva să respectă legea la mine în cință. Și la cine sunați? La noi telefon pe care l-am lăsat. La cine? Adică, sunteți obligați să sunați? Suntem obligați să anunțăm, pentru că dacă nu vin, nu mai amendă. Și cât e amendă? Ce importanță are? Pentru că dumneavoastră este 5 milioane, pentru societate este mai mare. Dar ok, dar stăm 10 minute. Unde punem scurt? Păi dacă nu se fumează, unde să-l punem? Nu știu, îl punem în palmă, nu știu. Nu se fumează? Păi stăm
10 minute. Nu se mai cunoaște. Ba da, o cunosc. Da, sunt cadav. Deja, deja. Nu mai evitați să mai stați cu mine, vă rog frumos. Da, dar este pareu aici, doar acolo am văzut semne, nu se fumează. Tot ce înseamnă încăpere închisă, nu se fumează, este restaurant. Nu se fumează. Păi da, dar acolo nu se fumează. Nu se fumează nicăieri, doar că nu vezi acoperiș și doi și pereți. Nu se fumează nicăieri, decât afară pe trotuar să-și terasă. Astăzi ieșim afară pe trotuar. Dacă vreți să fumăm, următoarea oprire, o cârciumă situată la periferia capitalei. Intrăm și aici cu țigara aprinsă și ne așezăm la masă. Comandăm două cafele lungi cu lapte. Asta în timp ce patronul și alți clienți din local dezbat legea antifumat. Nu erau scrumiere pe masă, astfel încât am cerut ceva în care să scrumăm. Și spre surpriza noastră, am și primit, fără să fim deranjați în vreun fel. Dar n-a venit în control, nu? Păi nu prea, cu cine să vină așa repede? Dar nu înseamnă că nu poate să vină sau să treacă. Te amintează momentul în care nu pune refumat interzis când mai scumere pe masă? Da. E ca interpretat, știi ce? Nu ai ce faci unui client, ce îl dai foarte greu? Doar că e poliția, nu? Nu vin pentru asta, poliția nu știu. De ce să-i mai fapt, să-i așa... Sunt ei cât sunt puțin. Face și terasă ca să poată fuma pe terasă? Da, da. Dar în separeuri? De ce amândă voi? Nici la separe? Primați! Ia să citesc și eu legea asta. Nici la separe? Tu ce are? De totul este diferit. Am vrut să vedem dacă regulile noii legi se aplică și atunci când e vorba de locurile de joacă pentru copii. Așa că următoarea destinație a fost Parcul Cismigiu. Am fumat liniștiți chiar două țigări, în ciuda faptului că la doar câțiva metri, un paznic își făcea plimbarea. Sunt în parc, la locul de joacă, fumez și nimeni nu deranjează. Nu este niciun paznic, nicio forță de ordine, a, parcă o mic, încoace. Au trecut mai bine de 15 minute până când paznicul din parc și-a făcut curaj și s-a apropiat. Ne-a rugat să ne îndepărtăm pentru că a intrat în vigoare legea antifumat. Nu știa exact despre ce este vorba, dar părea destul de convins că nu avem voie să fumăm lângă locul de joacă. Trebuie să fumați aici, unde copilul nu aveți voie. Legea asta acum. Ce lege? Ai s-a dat legea la televizor că nu mai aveți voie să fumați în locuri publice, unde sunt copii sau... Păi da, dar alea închise, știam. Nu aveți voie. Puteți să vă duceți mai acolo, puteți să fumați. Am revenit în direct. Păi de mine, ce a fost aici pe pauza publicitară. Ideea e că pauza publicitară pe pauza experimentului. Ideea e că din experiment am văzut unii oameni care au înțeles foarte bine patron și au zis: "Domne, nu intrați cu țigara aprinsă că iau amendă, i-a dat afară." În parcuri încă nu știau cei de acolo gardienii ce să facă. În mare oamenii au înțeles că trebuie să se respecte această lege. Să știți că e o bucurie foarte mare. Am constatat asta și la întâlnirea cu cei din industria ospitalității. Legea este și în Parlament să se ducă la serviciu, nu să lucreze două luni pe an, ci să-și ia o grămadă de beneficii și salarii. Legea, ia dați banii înapoi, ia dați. Ia, sau vrem dacă nu părnă aia. Kilian, te rog frumos, este prietena noastră și o dulce, să știi. Cu toată dragostea am spus să dea banii înapoi. Daniel Iordecheaie. Tu ești numai pe luate, mă, tu nu? Nu, nu, sunt locuit. Eu sunt interpret ca și tine, am onoarea. Tu și Marcel Pavel. Uite, am o problemă, sunt locuit, am o personalitate dorită. Eu ca interpret, nu, de asta spuneam că susțin legea. Eu nu trebuie să simt miros de țigare, că mi-a fedeșit și cu vocea mea dacă... La concert, cred că este un însă, lucru absolut fiind, minunat. O secundă, ca compozitor fiind, am nevoie de acasă. Gestul social. La fumezi acasă, că acolo compui, nu compui pe scenă. Nu e nici ce să aibă inspirație într-un local. Eu și are acum. Nu-i grădești, trebuie să fumezi. Din cauza ta, nu se mai bucură doamna deputată de nicio piesă. De cât timp ești fumător? De 25 de ani. De 25 de ani. Și eu nu mai aș scăpa. Am avut niște pauze așa. Uite, uite ce s-a ales de tine, na. Da. Apucă-te de fumat. Ți se pare că legea asta...
este total nedreaptă. Și când ar plăcea să existe niște este inechitabilă, pentru că are grijă doar de unii și pe ceilalți îi discriminează la propriu. Dar mi se pare că ar trebui să existe localuri de fumători și de nefumători, să fie alegerea proprietarului localului. Tot timpul vorbești, numai tu vorbești. Dar am fost întrebat, doamnă dragă. Marcel Pavel sau de Daniel. Îmi place, îți cum bași tu, Cătălina, așa să... Vrei să creezi război între noi și domnule. Dar vreau să spun ceva. Încă nu, stai puțin. Dar pe tine de ce te-ai enervat, Daniel? Nu, Daniel era... Nu, a fost prea vocal, nu că e prietenul meu, ne cunoașteți ani și ne respectăm, dar a fost prea vocal și m-a enervat. Eu având auz absolut, aud absolut nimic, îmi vorbea în urechin și tare ca să convingă lumea, el țipa. Pe tonul ăsta chiar respect maniera la care vorbește acum. Eu nu vreau să conving pe nimeni. Scoateți alcoolul în afară legii, produce atâtea nenorociri cu bețivile. Alcoolul să fie scos în afară legii. Ce face tu? Eu doar am luat vie. La această lege, care este binevenită, într-adevăr, mai trebuie lucrat. Vă rog frumos, mulțumesc, creați-ne locuri în care poate și noi de ce nu se mai să stăm în aceleași condiții ca și acordați-ne șansa pe scurt de a nu fi cei mai sănătoși din cimitir. Exact. Eu asta vreau. Exact. Așa este. Îmi doresc șansa să nu fiu cel mai sănătos din cimitir. Se mai pot face modificări? Să zică bacile, mă, zuma, mă, ce frumos era, ziceai că doarme. Cine, mamă, mortul? Dacă putem să ne ajutăm, de ce nu faceți o lege contra drogurilor? Da, există. Drogurile sunt interzise. Și firește, dar aduce guvernul. Numai o secundă, nu știu ce doamna deputată, vreau să vă întreb. De ce era discuția, să ne întoarcem? Așa se poate face ceva cu legea exact, aceasta? Exact, acum noi trebuie să aplicăm legea aceasta, să o respectăm. Deci nu se mai pot face cred locuri pentru fumători. Nici mai târziu? Există un moment în care va trebui să facem o evaluare a impactului pe care această lege l-a produs. Impactul este negativ profund. Și pe urmă să vedem dacă sunt corecții de adus. Așa cum ar trebui să fie, așa cum ar trebui să fie pentru fiecare lege. În pușcării se poate fuma. Vreau un singur lucru să rețin. Deci la pușcărie cu voi, dragi. La pușcărie. În pușcărie se poate filma. Se poate de-aia te iubesc eu pe tine, Marcel. În celulele de maximă siguranță. Doar acolo. Deci în celulele de maximă siguranță, da, doar acolo. Și dacă încă punem în local lui niște gratii față și numim de maximă siguranță, ce zici? Care a admirat această dezbatere și a stat... A admirat-o cu spatele, că nu a cu spatele. Dar ia să vedem pe ce canapea se așează. Unde se așează? Unde se așează? Pe post de arbitru! Unde se așează? Exact. Ce-am găsut? Eu sunt pe post de arbitru. După ce deci trebuie... Sunt între tabere. Între tabere. E foarte bine, Dana. Ce bine, la fine. Dana Săbuică, ai văzut toată dezbaterea asta. Am văzut, doamne. Și? Și ce? Stânga sau dreapta? Și ce dacă? Nu. Sincer. Și stânga și dreapta. Nu, fiel, eu sunt... Eu vreau să fiu sinceră. Și eu nu sunt fumător, dar... Pufoi din când fumător constant, așa, gen bun, răi, cum e Florin. Dar pufoi din când în când o țigară, îmi place. La o cafea, la un restaurant, la un party. Stai. Îmi plăcea. Da? Ideea dar este de Marcel, că de ce nu ideea te? Este că mi-e milă de doamna deputat pentru că are foarte multă treabă. Ieri stăteam de vorbă cu o prietenă de-a mea, care nu e fumătoare, dar mi-a spus așa, zice, știi că s-a făcut un studiu pe șoareci. Deci li s-au pus zahăr și, mă rog, cocaină. Unde crezi, care crezi că a fost dependența mai mare? Zahăr. Șoarecii s-au dus către zahăr. Bineînțeles că eu aștept în curând o lege anti-zahăr. Sau o lege anti-noxe. Sau o lege anti-poluarea pe care ne fac fabrici. Ideea este următoarea, doamnă. Trăim într-o societate în care suntem înconjurați de poluare. Diverse și atunci riscuri, ce facem? Stăm în casă, ne izolăm și nu mai facem asta. Și fumăm? Nu, facem. În loc să ieșim să fumăm în aer liber. Hai să ascultăm pe doamna deputat. Da, ne asta era ușor, ideea. Că de final, pe final cu discuția noastră. Orice lucru l-am face în sensul revizuirii acestei legi, un lucru trebuie să rămână cert. Dreptul la sănătate nu este de negociat și sănătatea nu copiilor este așa, noștri, nu este noștri că este secundă, dar dreptul meu de a nu fi cel mai sănătos din cimitir. Sănătatea copiilor trebuie să primeze. Lege, ne protejează eu dacă aș vrea lege, fica mea alege, ce sau unul. Ați ascult dumneavoastră. Nu secundă, ascultați. Dar dreptul cetățeanului, dreptul meu, al cetățeanului, dar se există. Dumneavoastră ne trimiteți la suburbie. Asta faceți. Domnul meu. Nu, se alvează viața ca să nu mor mai de tânăr. Evident cu ghilimele de rigoare. Nu vreau să-mi fie salvată viața. Nu vreau să vină nimeni în Parlament să-mi salveze viața. Aveți copii? Și ar... Doi.
Și azi vor sta la sumul. Și nu iubești. Dumneavoastră fumează? Vrei să-l lași fără tată? Care este relevanța? Cred că este extrem de important să avem grijă de sănătatea copiilor. Nu vreau, iar aceasta... Dar de ce nu rezolvați problema cu E. coli dacă vreți sănătatea copiilor? De ce nu rezolvați nenorocirea din colectiv? Ne-ați trimis la margini. Dacă a fost mai ajuns măcătul. Mie mi-ați interzis acum. Cu această lege mi-ați interzis să mai stau la masă să fumez într-un spațiu închis. Lângă mine ți-ai interzis. Să pot să văd o trupă pe scenă în momentul în care beau o cafea și să vreau să fumez și o țigară. Dumneavoastră mi-ați interzis mie lucrurile astea. De asta consider că m-ați trimis la margine. Lăsați-și pe doamna deputat să zic. Nu trebuie să-mi limitați. Daniel Iordăchioa, care afectează sănătatea celorlalți. Creați-mi spațiul în care să pot și eu să fac lucrul ăsta. Dacă vreți să vă audă poporul. Ei nu vă lasă să vorbiți. Deci... Vă rog. Deci n-am limitat și n-am, adică n-am interzis nimănui nimic. De fumat se poate fuma în continuare. Da. Doar că s-a limitat. Nu m-ați interzis, dacă interzis mă duce la bunul la pușcărie. Care se poate exercita acest obicei. Să nu credeți niciodată un politician. Acum problema este de următorul gen. Noi ne-am obișnuit ca într-adevăr să fumăm oriunde și în orice fel de situație. Acum legea într-adevăr poate părea drastică, dar am să spun că este o lege fermă. Dar nu vrea poporul ăsta legi drastice să se respecte. Care să le respecte. În noiembrie eu asta am înțeles că s-a cerut în stradă. Nu? În stradă ce s-a cerut Florian Chilean în noiembrie? Să avem legi clare, ferme, să eliminăm orice fel de posibilitate de interpretare și acestea să fie respectate. Dar de ce nu se poate modifica legea? Simplu. Să se facă loc, să fie alegerea fiecărui proprietar. Local de fumători sau local de nefumători. Ascultați să vă răspundă. Ascultați să vă răspundă. Deocamdată această lege abia de astăzi se aplică. Și așa rămâne. Deci pentru că de un an de zile dezbatem această lege în care toți cei care acum sunt vocali din 2008 este inițiativa legislativă, toți cei care sunt acum atât de vocali n-au fost prezenți în spațiul dezbaterii ca să armonizăm lucrurile astfel încât lucrurile să fie mult mai clare. Dar să știți că am anunțat public, am vorbit, am făcut dezbatere, v-am invitat. Ați fumat? Pe mine nu. Pe toți cei care sunt interesați de subiect. Alo, ați fumat? Bună seara, sunteți în direct. Ați fumat? Și eu am fumat. Am fumat undeva pe la 19 ani, dar nu. Erau curioși telespectatori. Eu n-am fumat niciodată. Nu m-a tentat. Eu am trăit tragedia țigărilor. Iertați-mă, dar trebuie să înțeleagă. Designerul dumneavoastră este fumător sau nu? Iartă-mă, nu te-am văzut de colegul tău. Deci sunt prea mic, dar lasă-mă să vorbesc. Nu de colegul tău. Ce trebuie să înțelegeți? Doamna, prin această lege nu am grădit libertatea fiecare care fumează să fumeze. A limitat doar spațiul de a fuma. Păi de ce nu putem să ne hotărăm noi singuri spațiul? Dar de ce nu pot patronul de local să-și hotărască singuri destinația localului? Pentru fumători, spuneți-mi, vă rog. Cei pentru fumători să aibă un sistem de emisire foarte performant. Să li se plătească mai mult pe meniu. Dar vă promit că după publicitate creatorul rochei dumneastră este fumător sau nu? Că prea seamănă cu canapeaua, deci e clar nefumător. N-are idei. Ar fi trebuit să înțelegeți că legea este construită. Ce am zis, mă, că e o canapea. Este o lege bună, dar nu poți să te iei când a venit doamna deputată îmbrăcată. Ea este o lege bună, dar cu lipsuri. Dar putem să trecem dincolo de legea asta puțin. Doamna Hara, nu am vorbit deloc, lăsați-o să vorbească. Să încercăm să trecem dincolo de lege, să vedem consecințele dramatice. Eu vorbesc din punct de vedere a unui om care și-a pierdut soțul la 56 de ani din cauza fumatului. Eu am trăit tragedia asta, am fugit 4 ani de la un spital fumat datorită. Și n-am fumat niciodată, dar am trăit cu fumătorul. Dar eu sunt psiholog, eu mă ocup de adicție, este cea mai rea adicție la nicotină. Orice altă adicție, putem să trecem peste ea. Nicotina este cea mai gravă. Da. Deci nici nu zahărul ne dăm seama. Studiile. Zahărul da, nu, studiile. Nu se ai spus, e adevărat. Coca-Cola, McDonald's, nu te omoară atât de rău cât te omoară nicotina. Bun, stai un pic, ascultați-o pe femeia aceasta care și-a pierdut soțul. Eu sunt exemplu care am trăit ani de zile fugând de la un spital la altul să-mi salvez soțul din cauza cancerului pulmonar cauzat de țigări. Și că a vrut să salveze soțul, a făcut o glumă proastă. Da, nu facem glume aici. Aici este vorba de viitorul copilului nostru. Aici este o chestie care are o substanță mai adâncă decât... Doamne, dacă vreau să mă duc într-un restaurant în care se fumează, nu mă duc cu copiii mei. Dar tu știi că plămânii tăi sunt afectați cu copiii, te duci în altă casă, dar sunt alte afectați.